Acesta e podcastul lui Fințescu. Lui Fințescu. Podcast răsărit, în general despre industria muzicală, dar și despre alte subiecte arzătoare. Podcast în general înregistrat în mașină în timp ce conduc, așa că scuzați înjurăturile, iritarea din voce care s-ar putea să fie provenită nu numai din viață, dar și de pe asfalt. Hei, salut și bine v-am găsit la episodul 7 din podcastul lui Fințescu. Un episod care nu e nici în mașină, dar nu este nici în vreun studio de la radio. Asta pentru că nu ies lucrurile mereu așa cum îți propui. Și uite că de data asta sunt acasă la mine, liniștit, așezat pe canapea. Voiam să fac un episod care risca să fie extrem de lung și de alambicat, în care aș fi încercat eu așa să mă lupt cu morile de vânt și să definesc succesul, frate. Adică ce e succesul și de ce succesul ăsta pare să fie un element care ne scapă mereu. Dar mi-am dat seama că e săptămâna de dinaintea alegerilor și am să fac un episod de podcast care, în mod excepțional, nu are legătură cu industria muzicală. Sau nu direct, dar aș vrea să fac episodul ăsta de podcast în ideea în care simt că măcar atât aș putea și eu să fac pentru a ajuta niște oameni, oricât de puțini ar fi ei, să înțeleagă de ce să nu votezi e o tâmpenie. E o tâmpenie extrem de mare și hai să luăm întâi și întâi argumentele pe care le au oamenii care zic că, dom'le, e bine să nu votezi pentru că oricum n-ai pe cine alege, oricum oricine iese la alegerile astea e rău pentru noi și oricum este totul un joc, o prefăcătorie. Neparticiparea asta are în ea un soi de frondă, un soi de spirit din ăsta de rezistență. Eu nu mă supun sistemului. Eu nu merg la vot așa cum vrea sistemul să fac. Dragii mei, de fapt, iertați-mă că vă zic, dar sistemul nu vrea ca voi să votați. Sistemul vrea să voteze doar ăia ale căror voturi sunt cumpărate pe ouă și pe găleți din plastic și chile de făină și pe orice le mai dau ei. Dar sistemul nu vrea ca noi toți să votăm. Sistemul se bazează pe, între ghilimele, rezistența noastră pasivă. Hai să vorbim un pic despre rezistența asta pasivă. Ea poate exista în momentul în care, prin lipsa de activitate, tu zădărnicești ceva, tu pui frână unui fenomen sau chiar îl oprești de tot. Un exemplu ar putea fi un birocrat mărunt care, prin întârzieri, prin tot felul de chichițe pe care le găsește, poate să pună bețe în roate unui proiect mare și să-l facă să ori să se dezintegreze, ori să nu se întâmple. E, voi, în secunda în care nu mergeți la vot, nu zădărniciți absolut nimic. Pentru că nu trebuie să fii matematician sau sociolog sau istoric ca să-ți dai seama că, de fapt, fiecare vot care nu este exprimat este un vot care merge la ăia care câștigă alegerile. Adică fix la oamenii care se bazează pe faptul că voi nu votați. Și fix turma aia de care voi faceți mișto în momentul în care ziceți că, ia uite-i pe aia, votează cu nu știu cine pentru că i-au cumpărat pe 3 ouă și 2 mici și o bere. E, și voi faceți parte din turma aia nevotând. Evident că n-o să vă zic cu cine să votați. Este treaba fiecăruia. Este un lucru la fel de liber ca religia pe care ți-o alegi și ca, habar n-am, echipa cu care ții la fotbal. Apropo de asta, poate că mulți dintre voi simt că în secunda în care votează devin parte a un lucru de care se face mișto pe Facebook, pe Instagram și așa mai departe. Am văzut o mulțime de videouri din astea care te împing la vot și care iau așa în răspăr miștocarii de pe Facebook și de pe Instagram și toate meme-urile și videourile și bășcălia. Mă iertați, dar dacă nu votați, se cheamă că nu prea aveți voie să ziceți nimic. Pentru că dacă e să facem o paralelă între voi și niște suporteri de fotbal, păi voi sunteți suporterii care n-au văzut meciul. Adică trebuie să faci ceva ca să poți să comentezi și să zici, domne, n-a fost bine.
Și suporterii ăia care îl înjură pe jucătorul de la echipa preferată care n-a jucat așa cum se așteptau ei, sau pe antrenor că a făcut nu știu ce schimbare. Băieții ăia și fetele alea au cheltuit niște timp, poate și niște bani, că și-au luat bilet să meargă pe stadion, dar dacă nu, măcar au stat acasă și s-au uitat 90 de minute la televizor la un meci. Adică ei știu despre ce vorbesc. Voi ăștia care veniți și ziceți eu nu votez și după aia puneți meme-uri cu ce prost e ăla, păi voi n-ați văzut meciul, bă, băieți. Voi nici măcar nu știți despre ce-i vorba. A, ok, nu vă interesează absolut deloc pe voi, personal. Bine, dar măcar conștientizați faptul că dacă nu vă interesează politica, dacă nu vă interesează partidele, doctrinele, bine, alea, oricum, mă rog, nu prea se ține seama de ele la noi în țară și cam nicăieri pe de altă parte. Bă, dar dacă nu te interesează, măcar întreabă-l pe unul în care ai încredere și care să pricepe. Bă, boss, eu cu cine votez, bă? Zici și mie că tu te văd angrenat în treaba asta și eu dacă stau acasă, de fapt, nevotând, îl lasă câștige pe ăla care oricum câștigă, că e votat fix de oamenii care sunt împinși precum o turmă. Eu nu-i disprețuiesc pe oamenii ăștia. Ei votează din motive care sunt pentru ei pertinente. La fel cum nu-i disprețuiesc pe oamenii care donează bani pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Ei o fac din niște motive care pentru ei sunt pertinente. Că pentru mine nu sunt și că eu n-am donat bani pentru treaba aia și că votul meu n-ar putea fi cumpărat cu ceva material, asta este, la fel, alegerea mea și este treaba mea. Dar, la fel cum ei votează din convingere sau din motive care mie mi se par superficiale, la fel și eu am datoria să votez astfel încât să nu las pe ăla care câștigă să profite de non-votul meu. În încheiere, ca să fac un pic legătura și cu industria muzicală, aș vrea să spun faptul că, da, înțeleg de ce foarte mulți artiști din industria muzicală din România se abțin de la avea vederi politice clare sau puncte de vedere politice clare exprimate. Că până la urmă primăriile sunt în continuare unii dintre cei mai mari organizatori de evenimente din țara asta și în politica din România domn primare care azi e la un partid, mâine s-ar putea să treacă la altul și eu dacă țin cu ăilalți, uite, ia ca pierd zilele municipiului X și pierd niște bănuți. Să zic că înțeleg asta și n-am nicio problemă. Dar ce nu înțeleg eu este de ce măcar nu pot fi factor de educație civică. De ce artiștii din industria muzicală din România nu le pot spune oamenilor, frățioare, votați! Frățioare, traversați petrecerea de pietoni. Bă, sunt chestii de bun simț pe care, din păcate, nu ni le mai predă nimeni la școală. Pentru că învățătorii și profesorii noștri nu mai sunt de mult ce au fost. Bă, dar măcar ați putea să le ziceți voi, să le explicați. Sunt prea puține voci în industria asta muzicală românească, voci care să bage în seamă omul și să-i zică, ia-o pe aici, că pe aici e bine să mergi. Repet, nu trebuie să fii militant politic. Nu. Dar un om care să ajute alți oameni care n-au avut norocul să aibă atâtea ocazii de a-și deschide mintea cum ai avut tu, asta poți fi, artistule. Poți fi în orice moment, în fiecare moment al existenței tale. Admir foarte tare artiștii care sunt ecologiști și care încearcă din răzputeri să convingă lumea să fie mai prietenoasă cu mediul înconjurător. Da. Ar fi foarte mișto să existe artiști care să ne învețe să fim mai prietenoși și mai înțelegători unii cu alții, care să ne arate cât de ok e să fii tolerant față de omul de lângă tine, așa cum e și el cu noi câteodată. Cât de ok e să votezi, frate. Sau, măcar, exprimă-te și zi, bă, mie nu-mi place să votez. Iscă sfadă din asta verbală. Ajută oamenii să polemizeze unii cu alții, să se contrazică unii cu alții, pentru că numai așa, intrând în dialog unii cu alții, putem să avem un viitor cât de cât ok. Am devenit un pic mai pasional decât de obicei, pentru că e un lucru care mă roade de mult treaba asta, cu totala neimplicare a celei mai mari părți a artiștilor în niciun fel de subiect care ar putea să tulbure cumva limpezimea apelor în care plutim printre pozici și pupici și selfie și ne vedem diseară, abia aștept să ne revedem băicoi. Frate,
hai să le spunem oamenilor să fie politicoși, să le pese de țara lor, să le pese de viitorul lor și să facă lucrurile astea pentru că așa e normal. Hai să fim normali noi și hai să îi învățăm pe oamenii din jurul nostru să fie și ei normali. Iar în timpul ăsta poți să votezi cu cine vrei, poți să ții cu cine vrei, poți să te închini la cine vrei, n-am nicio problemă. Doar să o faci. Concluzia e simplă, e una singură. În 26 mai, dacă stai acasă și nu votezi, de fapt, votezi cu ăia care câștigă. De fapt, gestul tău de frondă, de rezistență, de rebeliune, de așa mai departe, nu e altceva decât votul pe care îl dai ălora care câștigă. Nu e nimeni cu care să votezi. Băi, alege unul care ar trebui să nu aibă nici măcar 0,1% din voturi. Du-te și votează-l pe ăla. S-au mai văzut cazuri de actori de comedie care au ajuns președinți de țară. De curând și mai demult până America. Bine, ăla nici măcar de comedie nu era. Hai că o dăm în amărăciuni. Noi să fim sănătoși, ne auzim săptămâna viitoare, o să încerc să o iau în brațe pe aia cu succesul și să văd cum îmi iese. Nu știu exact că, uite, devine o adevărată aventură, nu știu de unde voi înregistra următorul episod de podcast. Oricum, la mine pe canapea aici se pare că lucrurile devin extrem de pasionale. Poate am fost un pic prea răspicat în exprimare, poate un pic prea apăsat. N-am vrut să enervez pe nimeni, mi-am exprimat un punct de vedere și am făcut-o așa cum cred. Dacă nu ești de acord cu mine, eu sunt de acord să nu fii de acord cu mine. Dar te rog eu să avem și niște argumente. Hai pa!